Bine ai venit la MotoADN TV, canalul care te însoțește în călătoria ta în lumea motociclismului. Aici găsești știri din comunitatea moto, review-uri, evenimente, dar și alte materiale utile motocicliștilor de orice nivel. Bine v-am găsit pe canalul MotoADN. Ar fi trebuit astăzi să vorbim despre un nou brand de echipamente moto de la noi din piața moto din România. Într-o zi cu soare frumoasă, așa am plecat de acasă, într-o zi însorită, fără echipament de ploaie, pentru că cer o stare, doar ne-am verificat prognoza. Între timp au fost niște rafale de ploaie, ne-am mai udat, nu mai suntem la fel de prezentabili ca la început și totuși vrem să vă vorbim despre echipamentul de care vă spuneam. Este vorba despre brandul OJ sau OJ, cum am văzut că mai spun unii pe la noi, echipament de care vă mărturisesc eu până de curând nu am auzit. La noi în România este importat în acest moment de înmișcare.ro, un magazin despre care v-am mai vorbit, de la ei am testat și căștile NOS, vom mai vorbi și despre acestea. Așadar, înmișcare.ro a adus în România brandul OJ, un brand italienesc de haine și echipamente și foarte multe accesorii, pentru că dacă intrați la ei pe site veți fi impresionați de diversitatea de accesorii pe care le puteți cumpăra odată cu echipamentele. Sfatul meu este să vă uitați mai degrabă pe site-ul înmișcare.ro, de care vă spuneam, decât pe site-ul oficial al producătorului de echipamente, asta dintr-un motiv foarte simplu. Deși italienii ăștia se pricep să facă haine și arată bine și știu multe despre design, de foarte multe ori site-urile lor de prezentare lasă de dorit. Din păcate, sincer, asta a fost și problema cu OJ. În momentul în care am ales geaca aceasta să o testez și m-am uitat la ei pe site, am văzut cum arată, aveam ceva așteptări, nu foarte înalte. Într-un fel a fost bine, pentru că în momentul în care chiar am văzut geaca în realitate, am înțeles că arată mult mai bine decât în fotografiile de prezentare. Așadar, după cum vă spuneam, sfatul meu personal este să verificați pe înmișcare.ro gama lor de produse, mai degrabă decât la producător, pentru că veți avea și fotografii și descrieri mult mai detaliate și care vă pot ajuta mult mai bine să alegeți exact ce vi se potrivește. Astăzi vom vorbi despre geaca deja menționată și despre o pereche de blugi pe care eu am ales-o pentru acest sezon. După cum vă spuneam, am trecut la acest brand OJ fără să știu absolut nimic despre el. Pot să vă spun că din punct de vedere al prețurilor se situează într-un loc foarte accesibil. O să vă spun despre fiecare piesă în parte ce preț are. În afară de geacă și blugi, în drumul meu de astăzi cu ploaie m-a însoțit și acest rucsac, care este un rucsac special de moto și despre care o să vorbim și o să vă arăt în detaliu ce știe să facă și de ce vă este recomandat pentru călătoriile voastre moto. Așadar, aș începe cu geaca. Geaca pe care eu o port acum o găsiți în oferta OJ de la înmișcare.ro sub numele de Racy Lady, gri, este varianta pe gri. Este o geacă de sezon cald, de primăvară-vară. Vă pot spune din start că principalul ei atu este faptul că este extrem de aerisită. Eu n-am avut o altă geacă care să fie atât de aerisită în sezonul cald. Am mers cu ea la 30 și ceva de grade și este incredibil. Senzația pe care o ai în momentul în care mergi cu ea este că nu porți nimic. Cu toate acestea, are protecții și la coate și la umeri și protecția de spate, care nu vine inclusă, dar o puteți lua separat. Toate sunt level 2, așa că din punct de vedere al protecției nu trebuie să vă faceți griji. Dar pentru că am început cu aturile acestei geci, am menționat primul fiind ventilația deosebită, vă pot spune că un al doilea atu al gecii este ajustabilitatea, faptul că se poate ajusta pe dimensiunile voastre. Eu am un XS, în general măsura pe care o caut este XS și se pare că și la OJ, la italienii de la OJ am tot XS. Dincolo de faptul că mi s-a potrivit croiala, are două ajustări pe brațe. Și la încheietură are ajustare, deci putem spune că are 3 ajustări pe brațe. Are și un fermoar care vă ajută în momentul în care vă puneți și vă scoateți mânușile, mai ales dacă sunt mai lungi. Nu este cazul meu acum, dar poate purtați mânuși mai lungi decât ale mele. De asemenea, la gât aveți ajustare printr-o capsă care are 5 poziții de reglaj. Și mai mult decât atât, aveți și ajustare pe talie. Acum, dacă sunteți fete, cu siguranță sunteți mai sensibile la acest subiect decât băieții. Noi știm că ne-am dorit niște haine care să fie puțin cambrate, care să vină puțin pe corp un pic altfel decât le vin băieților. Așadar, eu am găsit în geaca asta ce mi-am dorit din punct de vedere al modului în care se ajustează pe dimensiunile mele. Revenind la partea de safety, la partea de protecție, așa cum vă spuneam, geaca vine cu protecții de coate și de umeri level 2 și cu buzunar prevăzut în spate pentru protecția de spate level 2, pe care de asemenea o găsiți la înmișcare.ro, așa că puteți cumpăra geaca cu tot cu protecția de spate. Tot la partea de
protecție, dar de această dată nu neapărat despre protecția level 2 vorbim, ci despre un alt tip de protecție pe partea vizuală. Putem vorbi și despre inserțiile reflectorizante cusute și laminate pe care le are această geacă, tocmai pentru a vă face și mai vizibil. Mie mi-a mai plăcut un lucru foarte mult la ea, și anume culoarea. Acest gri deschis combinat cu acele inserții de care vă spuneam reflectorizante și puțin roșu, o fac o geacă foarte vizibilă. Sunt adepta echipamentului, dacă nu hai vizul acela cu verde, galben, turbat, pe care îl știm cu toții, pe care îl recomand dacă vă place și puteți să-l purtați pentru că vă face foarte vizibil, dacă vreți totuși ceva mai multă discreție, aș evita negru și din toate motivele pot susține acest lucru. Mai degrabă un gri deschis, alb, de ce nu? Până la urmă spălăm după fiecare tură hainele, nu-i nicio problemă. Important este să ne simțim bine și să fim vizibili în trafic. În ceea ce privește funcționalitatea acestei geci, vă pot spune că e destul de simplă. Are 4 buzunare, are 2 buzunare interioare care sunt cu arici și în care încape cu greu un telefon. Telefonul meu, sincer, nu intră cu totul, adică nu mai pot să închid ariciul, dar aici îl țin și nu mă deranjează în mers. Are de asemenea și 2 buzunare exterioare cu fermoar, în care încap liniștite cheile sau alte mărunțișuri pe care vreți să le aveți la îndemână. Atenție, este o geacă de vară într-un singur strat, cum vă spuneam, foarte bine ventilată, însă nu oferă deloc protecție la ploaie. În momentul în care plouă, trebuie neapărat să folosiți un strat de ploaie. OJ are și echipamente complete de ploaie, și combinezoane, și geacă, și pantaloni, așa că puteți să vă luați de la același brand dacă aveți nevoie. Doar am vrut să știți că niciunul dintre buzunarele acestei geci nu este waterproof. Ce pot să vă mai spun despre această geacă este că o găsiți în măsuri de la XS, cea pe care o port eu acum, până la 2XL. Așa că mă gândesc că e destul de greu să nu vă găsiți măsura potrivită, croiala să vi se potrivească și toate aceste ajustări ar trebui să vă ajute. Iar în ceea ce privește prețul, este în jur de 700 de lei. Un preț pentru o geacă de vară cu protecții level 2, care să vă însoțească cel puțin 3 luni pe an, eu cred că este un preț absolut decent. Verificați însă site-ul înmișcare.ro în momentul în care decideți și voi să o încercați. Trecem acum și la partea de blugi de la OJ. Am ales o pereche de blugi pentru că mie îmi place oricum foarte mult să port blugi pe moto, nu numai pentru că se potrivesc mai degrabă stilului cruiserului, micului meu cruiser, dar mi se par și foarte comozi. Recunosc că în turele lungi port pantalonii de touring, dar dacă e să mă întrebați, blugi rămân preferații mei și am descoperit de-a lungul vremii că dacă știi să ți alegi așa cum trebuie și să te poți să te miști bine în ei, blugii sunt senzaționali în orice sezon. De altfel, acești blugi sunt și prezentați pe site-ul importatorului ca un articol de echipament pentru toate anotimpurile. Îi găsiți sub numele de Darken, sunt blugi de damă Darken, croiala este slim fit. E adevărat, nu sunt skinny jeans, da? Sunt slim fit, nu sunt din aceia care se mulează până jos la gleznă, sunt destul de lejeri, vă oferă libertate în mișcare în momentul în care vă urcați și coborâți de pe motocicletă. Mie mi-a plăcut și culoarea, e o culoare care ține, iată, și la zile din acestea, când Rebelino s-a gândit să mă stropească de noroi, cel puțin până la genunchi, așa că este și acesta un atu. Sunt comod și pentru că sunt dintr-un denim elastic, este un material care permite să vă mișcați foarte ușor. Materialul exterior este 98% bumbac și 2% elastan, iar materialul interior este 65% bumbac și 35% poliester. Este o combinație care, spun cei de la OJ, oferă și protecție, în caz, doamne ferește, de eveniment, însă sigur că protecția nu stă doar în material, ci și în protecțiile pe care le oferă. Acești blugi au protecții de șolduri și din experiența mea de până acum, și am mai multe perechi de blugi moto, au cea mai acoperitoare protecție de șolduri pe care eu am avut-o vreodată la o pereche de blugi. Ea începe undeva în partea de sus a șoldului și se termină undeva în această zonă și acoperă foarte mult și din picior și din șold, și cu toate acestea nu o simți. Este o protecție destul de moale. E adevărat, protecțiile sunt level 1 și pentru genunchi și pentru șolduri. Tot adevărat este că la majoritatea blugilor pe care eu îi am, level 1 este nivelul pentru protecțiile pe care le au. Cum vă spuneam, protecțiile de genunchi, desigur, vin și ele incluse ca și protecțiile de șolduri. Reglajul protecțiilor, atât cele de genunchi cât și cele de șolduri, se face printr-un arici. Practic aveți o mare bandă de arici pe toată suprafața protecției, putând astfel să le reglați mai sus sau mai jos în funcție de dimensiunea picioarelor voastre. Blugii aceștia ca mărime vin de la 38 până la 50, aceasta este gama producătorului, dar aici am ceva subiectiv să vă spun, atenție cum alegeți măsurile, uitați-vă cu atenție la tabelul de mărimi. Eu, în mod normal,
la Blugi Moto, pur 36. Aș fi spus la OJ să-mi iau 38, aceasta fiind cea mai mică măsură. Ei bine, iată, aceștia sunt 40. Așadar, măsurile diferă puțin de alți producători de Blugi Moto. Atenție mare la măsuri. Nu vă luați măsura pe care o aveți la alți producători, pentru că s-ar putea să nu se potrivească. Sunt primii Blugi 40 pe care îi am, dar mi-au venit foarte bine și clar 38 mi-ar fi fost mult prea strânși. Și pentru că inevitabil ajungem și la subiectul preț, prețul acestor blugi este în jur de 500 de lei. Așa cum vă spuneam și despre geacă, verificați în mișcare.ro, site-ul importatorului OJ în România, pentru a vedea exact prețul la care este comercializată această pereche de blugi în momentul în care vă hotărâți să o achiziționați. Cum vă spuneam, în această tură m-a însoțit de la OJ și rucsacul lor, unul dintre variantele de rucsac de ture moto. De obicei nu port rucsac moto, dar am zis să-l încerc. De regulă, gentuțele de la Rebellino îmi sunt suficiente, dar recunosc că sunt momente în care aș avea nevoie de ceva mai multe bagaje, așa că dacă mă gândesc la un rucsac, sincer, asta e o idee foarte bună. Este un rucsac foarte compact. Cu toate acestea, el este extensibil. Asta face să aibă un volum de la reglabil de la 12 la 25 de litri, ceea ce probabil știți și voi din experiența voastră din turele moto, e mai mult decât suficient pentru un weekend, pentru echipamentul care vă este necesar într-un weekend, să spunem. Are foarte multe funcționalități la care nu te gândești când îl vezi prima dată. Spre exemplu, dacă vă prinde ploaia, așa cum m-a prins pe mine acum, rucsacul vine echipat cu o super husă. Cum eu n-am avut geaca de ploaie la mine, dar rucsacul meu a avut husa lui de ploaie. Este o husă high-vis, este dintr-un material foarte gros și vă puteți baza pe el, că nu vi se udă lucrurile din interior. Spatele rucsacului ar trebui să vă arăt. Este perforat și este gândit astfel încât să nu transpirați pe spate în momentul în care îl cărați ore bune în spate. Și cu siguranță cei care purtați rucsac în ture mai lungi știți ce înseamnă asta, dar și în oraș, zi de zi la birou, eu cred că e o idee foarte bună. Trebuie însă să aveți un laptop mic care să vă încapă în rucsac, verificați dimensiunile înainte să-l alegeți. Este din poliester 100%, este un material foarte grosuț așa și îți inspiră ideea aceea de calitate. E un rucsac pe care cred că te poți baza să se strice destul de greu, indiferent cât de mult îl purtați. După cum vă spuneam, haideți să vă arăt cum se ajustează dimensiunea lui. E ca la agențiile de voiaj. Și iată-l cum și-a lățit brusc această latură și cu totodată volumul, după cum vă spuneam, ajunge de la 12 litri la 25 de litri. Dacă ne uităm și în interior, eu mi-am luat la mine o bluză în cazul în care se face mai frig, am ochelari de soare, am telefon, am borsetă cu diverse, am un buff de la OJ, pentru că au și așa ceva, v-am zis, dacă vă uitați la ei la accesorii, e greu să nu găsiți ceva. Are și un buzunar exterior în care ajungi mai ușor. Eu l-am găsit potrivit pentru telefon. Dar voi puteți să-l găsiți potrivit pentru orice vreți voi. În interior are și un compartiment în care vă spuneam, dacă aveți un laptop mai mic, poate să intre. Dacă nu, nu știu, orice altceva vreți să țineți aici. Faptul că are un despărțitor în interior face ca lucrurile ținute aici să fie destul de bine fixate. Ce mai are interesant acest ghiozdan, din care n-aș vrea să-mi cadă lucrurile în acest moment, dacă sus aveți husa de ploaie, jos aveți o plasă interesantă, aceasta. Și dacă vă întrebați ca mine pentru ce este, poate vă prindeți mai repede. Eu a trebuit să văd într-adevăr în descrierea rucsacului, este pentru cască. În momentul în care vă dați jos de pe motocicletă, știți întrebarea cum las casca pe oglindă, mai bine o iau cu mine, în cazul meu o las pe Sisi, bar, dar văd motocicleta sau nu văd, mai bine mi-aș lua cu mine casca, nu de altă, dacă îți fură casca pe undeva, nu știu cum mai pleci de acolo. Ei bine, iată, e un sistem care vă ajută. Pur și simplu pui casca aici, ajustezi bretelele, ți-ai prins casca pe ghiozdan și poți să pleci cu ea în spinare. Mie mi se pare un feature foarte potrivit pentru un motociclist, de asta vă spuneam, rucsacul este clar dedicat motocicliștilor, are lucruri de care doar un motociclist poate să aibă nevoie și într-adevăr pentru orice situație. Tocmai pentru că se vrea un ghiozdan care să fie comod motocicliștilor în orice condiții, el se ajustează foarte bine în diverse forme. Dincolo de bretelele ajustabile, puteți să vi-l prindeți și de mijloc. Are această curea
astfel încât, spre exemplu, atunci când mergeți pe autostradă cu viteze destul de mari sau, nu știu, aveți o tură mai lungă în care nu vreți să duceți grija rucsacului care vă jonglează în spate, aveți cu siguranță toate dispozitivele necesare pentru a regla. Are și elementele reflectorizante, despre care vă spuneam și la geacă. Nu mai zic că se și asortează și cu geaca și cu tot, dacă e să ținem puțin și la stil, fiindcă vorbim de un brand italienesc. Din punctul meu de vedere, este un rucsac absolut eligibil pentru oricine vrea așa ceva, un asemenea accesoriu în turele sale. Și dacă vreți să vorbim și despre prețul său, pe înmișcare.ro îl găsiți la aproximativ 300 de lei. Ca de fiecare dată vă spun să verificați exact site-ul în momentul în care vă hotărâți să-l comandați și să vedeți prețul exact din acel moment. Acestea fiind zise, v-am prezentat un nou brand de la noi de pe piață, de echipamente și accesorii. De la înmișcare.ro, după cum vă spuneam, eu mă pregătesc să plec pentru că am toate șansele, uitându-mă pe cer, să mă prind a doua tură de ploaie. Așadar, până la următorul nostru review pe canalul de YouTube Moto ADN, la care vă îndemn să dați subscribe și clopoțel, cum se zice. Eu vă urez să aveți asfalt uscat și un sezon excepțional, a început vara. Ar fi păcat să stăm în weekend-uri acasă, așa că așteptăm de la voi noutăți despre drumurile voastre, despre echipamentele pe care le încercați, motocicletele pe care vi le-ați luat sau le testați. Ne vedem la episodul următor!